câștigătorul trofeului ediției trecute a festivalului Vară-Vară-Primăvară, așa cum se numea el, din acest an devenit Festivalul Național Lucreția Ciobanu. Doamnelor și domnilor, vorbim de un tânăr pe care îl cunoașteți, poartă un nume celebru, dar se spune că nu e suficient să ai doar un nume celebru. El este și educat din punct de vedere muzical, este educat din atâtea puncte de vedere pentru că a avut un model în familie și mai mult decât atât, talentul s-a moștenit. Dragi prieteni, îl invit în scenă pe Tudor Furdui Iancu! Joacă moțul cu moța, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra, e să-ți cutură straița, hai, la-ri-ra-ri-ra-ri-ra-ri-ra, joacă moțul.
scegherai mai tare, la di 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 la noi sărbătoare, ai la di la di la di la di la di la, trage scegherai mai tare, la di 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 la noi sărbătoare, ai la di la di la di la di la di la sărbătoare. Yeah.